Această emisiune vă este oferită de compania Erbașu. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Arina Delcea, gazda dumneavoastră la Strategie în alb și negru, emisiunea care vă pune mintea la încercare, emisiunea în care ne jucăm și învățăm, în care dezvăluim tainele șahului. Data trecută ați primit o provocare, o diagramă. Ne-ați trimis prin e-mail rezolvarea și vă mulțumesc pentru asta. Sunteți curioși dacă ați avut dreptate? Aflați acum de la Delia Duca. Bine v-am găsit! Astăzi vedem rezolvarea diagramei propuse în ediția trecută cu enunțul albul mută și face remiză. Este o diagramă destul de simplă, dar spectaculoasă, pentru că albul, după cum puteți observa, are două turnuri în minus, deci ar fi pierdut în mod normal această poziție, dar reușește printr-o combinație foarte interesantă să îl oblige pe negru să se mulțumească cu remiză, pentru că reușește să intre într-o poziție de pat, de unde negrul nu poate să îl evacueze. Așadar, prima mutare, felicitări celor care au găsit-o, damă B5 șah, într-o poziție în care albul se pregătea să cedeze, totuși a existat această salvare. Negrul trebuie să captureze pionul, nu are nicio altă mutare posibilă din rege și nici cum să captureze dama. Acest pion înaintează, așadar rege de 6 forțat. Iar acum albul continuă spectaculos cu dama C5 șah, pentru că deja se observă destul de ușor că atunci când negrul va captura dama, nu poate să facă altceva, nu poate să mute pur și simplu din rege pentru că am capturat noi dama și de asemenea am avea atunci o poziție bună. Dama contra două turnuri. Iar dacă alege să nu mute din rege și acceptă sacrificiul damei, atunci albul răspunde cu rege în A3. Se așează singur pe o poziție de unde nu mai are nicio posibilitate de a juca. Acest câmp A2 este controlat de pionul negrului, câmpul B2 este blocat de pionul albului, iar singurul câmp B4, pe care negrul ar încerca să-l elibereze, să mute cu pionul de acolo pentru ca albul să poată să joace înapoi, să nu fie poziție de pat, este controlat și de turn. Așadar, indiferent că pleacă din pion sau că mută din turn, câmpul B4 este în continuare controlat de o piesă a negrului. Albul este la mutare, nu are nicio posibilitate de a juca, iar negrul trebuie să se mulțumească cu remiză, adică jumătate de punct. Aceasta a fost diagrama de astăzi, după cum v-am spus, destul de simplă, dar spectaculoasă. Vă aștept și data viitoare cu altă rezolvare a diagramei. Până atunci, să aveți sărbători fericite alături de cei dragi! Astăzi, la Șahul de Poveste, vorbim despre Vladimir Kramnik, un jucător de top timp de 25 de ani. Este singurul campion mondial la șah născut în anii 70, care a deținut titlul clasic din 2000-2006 și titlul incontestabil 2006-2007. Vladimir Kramnik s-a născut în Rusia în 1975. A fost elev al școlii Mihail Botvinnik. Ați aflat și povestea lui în urmă cu câteva ediții aici, la Șahul de Poveste. Kramnik a câștigat campionatul de tineret din 1990. Era considerat un jucător de top încă din adolescență. Kasparov spunea în 1992 la Dortmund, citez, cel mai talentat dintre toți jucătorii de aici este Vladimir Kramnik. Toți fac mutări, dar Kramnik joacă șah. Am încheiat citatul. Înainte să facă 20 de ani la turneul Linares, Kramnik l-a învins pe marele Kasparov pentru prima dată.
dar nu ultima. Pe parcursul anilor 90 nu a jucat niciodată la un meci de campionat mondial. A pierdut turneele candidaților atât în ciclul FIDE, cât și în ciclurile standard de șah în 1994 și a căzut în sferturile de final ale turneului de campionat eliminatoriu din 1999. În 1995, Kasparov îl include în echipa sa pentru meciul de titlu împotriva tigrului din Madras, Anand, iar decizia se dovedește bună, pentru că Kasparov își păstrează titlul. Trece un an, iar Kramnik își depășește mentorul în lista ELO. A devenit cel mai tânăr lider al ierarhiei ELO din istoria șahului. Kramnik era considerat unul dintre potențialii contestatari ai titlului lui Kasparov. Kramnik și Shirov au jucat un meci în 1998 pentru dreptul de a-l provoca pe Kasparov. Kramnik a pierdut, dar negocierile dintre Kasparov și Shirov au căzut în cele din urmă, iar Kramnik a negociat cu succes un meci cu marele Kasparov și a câștigat. Kramnik a devenit campion mondial. În 2001, Kramnik a devenit al doilea jucător care a obținut un rating 2800, dar aproape că și-a pierdut titlul într-un meci în 2004 împotriva lui Peter Leco. Următoarea apărare a lui Kramnik a venit împotriva lui Veselin Topalov în 2006. Topalov, numărul 1 mondial după rating, a fost campionul FIDE, iar meciul lor ar fi urmat să reunifice titlul de campion mondial după 13 ani de dispute. Avea să fie un meci dramatic și controversat, câștigat de Kramnik până la urmă. Kramnik nu a deținut mult timp titlul mondial reunificat. În 2007 a fost un turneu cu 8 jucători pentru campionatul mondial. Kramnik l-a învins pe vechiul său rival, Leco, în runda a 12-a și pe Levon Aronian în runda a 14-a și ultima rundă. Totuși, Anand a obținut o victorie cu puncte complete. În ciuda rezultatelor campionatului mondial din 2007 și 2008, Kramnik a revenit pe prima poziție pe lista de rating FIDE în ianuarie 2008. El a rămas o prezență consecventă în top 10 la nivel mondial pentru următorul deceniu. Kramnik a jucat în 3 turnee de candidați în ultimii 10 ani de carieră, dar nu a mai jucat niciodată un meci de campionat, iar în 2019 și-a anunțat retragerea, la vârsta de 43 de ani. Dacă vreți să știți mai multe despre Kramnik, puteți citi cartea renumitului antrenor și publicist Carsten Hensel, Inside Story of a Chess Genius, publicată în 2018. Doamnelor, domnilor, a venit momentul să-l cunoașteți pe invitatul meu de astăzi. Este instructor național de șah, arbitru național și organizator internațional. Joacă șah de 37 de ani. A participat la peste 200 de turnee, din care 3 finale naționale de seniori și 7 de juniori. A jucat în 25 de turnee internaționale, un campionat european și 2 mondiale de amatori și nu e toată lista, să știți. A organizat doar în ultimii 5 ani peste 50 de turnee. Alături de mine, doamnelor și domnilor, la Strategie în alb și negru, Cristache Tocu. Vă salut, vă mulțumesc că sunteți aici. Bună ziua dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație. V-ați dedicat, domnule Toculeț, ultimii ani organizării de competiții la scară largă, festivaluri, chiar și internaționale. Cum a fost în anul epidemiei când adunările au fost interzise? A fost un an dificil, nu numai pentru noi, pentru șahul argișan, chiar pentru toate cluburile de șah. Am întâmpinat dificultăți, este adevărat, mai ales în prima parte când a fost declarată starea de urgență și au fost interzise absolut toate competițiile, inclusiv antrenamentele, reușind după ieșirea din starea de urgență să se permită, intrând în stare de alertă, nouă cel puțin și șahiștilor ni s-a permis să putem să facem pregătire online. Ne-a ajutat din acest punct de vedere totuși că tehnica și am putut să ținem sub control și să îndrumăm în continuare, în special copiii care aveau nevoie de o continuare a pregătirii șahiste. Dar competiții și mari online ați putut face? Nu am putut organiza online, dar au participat o parte dintre sportivii noștri și la competiții online. Însă este evident că cele la tablă sunt mult mai benefice și evident aduce o plus valoare șahului. Însă din septembrie, când a fost emis un ordin al Ministerului Tineretului și Sportului, ordin comun împreună cu Ministerul Sănătății, s-a permis organizarea de competiții sportive, fără spectatori.
Bun, acum, într-adevăr, regulile vă permit să desfășurați competiții, festivaluri mai mari, față în față cu tabla de șah între jucători. Totuși, regulile vi se par greu de respectat. Am remarcat, m-a surprins, vă mărturisesc, faptul că la o competiție care se întinde pe, să zicem, o săptămână, organizatorii cer un test negativ de COVID odată la două zile. Pentru toți participanții, inclusiv însoțitori, arbitrii, antrenori. Așa este, este vorba despre organizarea și desfășurarea campionatului național individual de juniori și tineret. Însă este o recomandare a Ministerului Tineretului și Sportului. Organizatorii și-au luat și această măsură astfel încât să nu pună cumva în dificultate organizarea competiției. Însă pentru clubul nostru noi am reușit să organizăm în primă fază și în acest an am intrat în calendarul competițional cu organizarea unui turneu, este vorba de Festivalul Național de Șah Risade, Șah Rapid, dar în viitor avem încă 8 competiții în calendar pe care sper să le desfășurăm la același nivel cum au fost și cele din 2019 și chiar 2020, până să se declare starea de urgență. Noi am avut un festival foarte frumos. Apropo de clubul pe care îl conduceți, noul Regat Pitești, ați putea să ne spuneți care sunt poate provocările când vine vorba de administrarea, de organizarea, supraviețuirea, ținerea pe linia de plutire a unui club de șah? Este destul de dificil, dar dacă se formează o echipă frumoasă și, bineînțeles, reușim, noi cel puțin am reușit în mare parte să aducem parteneri, inclusiv din mediul privat, dar și din rândul autorităților locale s-a implicat. Sponsori, oameni care să vă dea bani ca să puteți să antrenați în continuare. În afară de cotizațiile și donațiile pe care noi le avem pentru îmbunătățirea patrimoniului clubului, sunt și acele contracte de sponsorizare pentru susținerea unei echipe, cum avem de exemplu pentru Divizia A, pe echipe, la seniori. Noi deja anul acesta vom avea două echipe, și atât de la masculin cât și la feminin. Și vrem să promovăm cât mai mult șahul și în special pentru ne-am canalizat pentru a îndruma și a atrage cât mai mulți copii către sportul minții, având în vedere beneficiile excepționale ale acestui sport minunat. Tocmai de asta, domnule Toculeț, înțeleg că dumneavoastră tot faceți demersuri și nu de ieri de azi, astfel încât șahul să se predea în școli cât mai mult. Și v-ați gândit chiar la o variantă ca dascălii altor materii să predea și șah. Cum merge? Da, nu eu am... Am militat în permanență pentru introducerea șahului în școli, chiar ca materie obligatorii la un moment dat, însă prin anul 2012, la o întâlnire cu doamna Elisabeta Polihronia de Mare Maestră Internațională, cunoaște toată lumea șahistă de la noi din țară și nu numai, chiar și de peste hotare, dumneavoastră a afirmat că ar fi bine să fie introdusă ca materie opțională, lucru care s-a și întâmplat în anul 2014, printr-un ordin de ministru. Disciplina școlară se cheamă educație prin șah, dar nu toate școlile, în România, de exemplu, a fost introdus șahul în școală, această disciplină, educație prin șah, în 500 de școli. În județul Argeș, de exemplu, a fost introdusă materia educație prin șah în 8 școli, 4 în mediul rural și 4 în mediul urban. Acest lucru a fost posibil și având în vedere declarația scrisă numărul 50 a Parlamentului European din anul 2011, care s-a exprimat în acest sens și a solicitat ca toate statele membre ale Uniunii Europene să introducă șahul în școli. Deja, așa cum știți, peste 30 de țări din întreaga lume, numai din Europa, are introdus șahul în școli ca materie de studiu. Și spuneți-mi, vă rog, cine ar preda șahul efectiv? Pentru că mă gândesc că poate nu în toate școlile există antrenori de șah. Deci din anul 2014, conducerea Federației Române de Șah s-a implicat pentru a introduce în primă fază șahul ca materie opțională. Păi vă întreb, acolo unde este opțională, cine o predă? O predau profesorii. Eu la nivelul județului Argeș am susținut acest lucru, am fost prezent la Casa Corpului Didactic pentru a pregăti, având această calitate de instructor de șah și experiență, le-am împărtășit niște noțiuni pentru a putea să predea la rândul lor, să-și completeze normele de care aveau nevoie, însă cadrul legislativ actual nu permite ca
un bun sportiv de șah, care este și instructor de șah, antrenor de șah, să poată să preda șahul în școli. Au fost mai multe inițiative de acest tip, chiar și la Universitatea din Brașov, pentru a introduce un master în șah. Acum la Iași, tot la fel, au fost doi profesori care au elaborat două manuale de șah, au atras și sponsori din mediul privat care au sprijinit șahul și atunci cred eu că suntem pe drumul cel bun. Îmi spuneți, domnule Toculeț, că un antrenor de ani de zile de șah nu poate căpăta vreun statut care legal i-ar permite să intre la clasă, nu știu, mă gândesc, expert, cadru didactic invitat. Da, ar trebui, așa cum am precizat, trebuie să se schimbe cadrul legislativ. Voi încerca la următoarea adunare a Federației Române de Șah să inițiem un dialog cu președintele Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, să facem o propunere de lege ferenda, astfel încât cadrul legislativ să permită și să, practic, să ridicăm numărul persoanelor avizate, autorizate, care să poată preda șahul în școli. Aici e undeva o mică problemă, pentru că nu toți vor șahul obligatoriu ca să fie studiat în școală. Și atunci rămânem undeva, o să vedem în viitor. Dar cert este că șahul este extrem de benefic pentru cei mici și ar trebui să se pună accentul mai mult pe această disciplină. Sunteți, domnule Toculeț, instructor, ați fost jucător, bineînțeles. Sunteți antrenor, organizator, arbitru. Vă ocupați de un club. Care este activitatea care vă dă cele mai multe satisfacții? E o întrebare dificilă, dar vreau să vă spun că iubesc tot ceea ce ține de sportul minții. E greu să ierarhizez acum una dintre cele trei ipostaze pe care le poate avea un om de șah, dar cred că munca cu elevii, să îi pui piesele în mână unui copil la o vârstă fragedă și să-l vezi peste câțiva ani cu o medalie strălucitoare la gât, pe podium, cred că e o satisfacție mult mai mare decât dacă ai fi arbitru și, sau în altă activitate. Dar toate pe mine m-au ajutat personal și clubul chiar, pentru că și arbitrii au un barem la organizarea de turnee și atunci banii tot timpul au fost o problemă pentru a organiza și a atinge anumite deziderate. Ați mai reușit ceva ce nu cred că s-a mai făcut până acum? O secțiune de șah la Muzeul Județean Argeș. Ce putem vedea acolo? Da, am avut această inițiativă. Bineînțeles, așa cum v-am spus, eu am creat o echipă frumoasă acolo la Pitești cu domnul director al Muzeului Județean Argeș, Cornel Popescu. Am inițiat înființarea unui muzeu al sportului argeșean. Dar cel mai important lucru a fost crearea acestei secțiuni de șah, unde a fost prezentă chiar doamna Elisabeta Policroniade, pe care putem să o considerăm ca membră fondatoare a acestei secțiuni și cred eu că va fi completată prin donații cu diverse cupe, medalii, diplome, astfel încât să fie cât mai spațioasă și mai strălucitoare, dacă putem să ne exprimăm așa. Eu am donat o parte dintre medaliile și cupele câștigate și chiar dintre elevii pe care îi pregătesc și au obținut, au cucerit asemenea medalii și trofee, o parte au înțeles ideea de a face lucruri frumoase și a le prezenta, să afle și alți copii, alți vizitatori. Poate inspirați șah pe alții. Domnule Toculeț, rămâneți, vă rog, alături de mine. Doamnelor, domnilor, urmează cugetarea regelui. Șahul este un joc de lupte pur intelectual. Richard Rettie. Domnule Toculeț, vă mărturisesc că a venit momentul pe care îl iubești cel mai mult la strategie în alb și negru. Ce ne învățați astăzi? Astăzi am ales o lecție interesantă pentru cei care sunt în lumea fascinantă a șahului. Parte dintre elevii mei m-au întrebat de fiecare dată dacă turnul este mai puternic decât nebunul. Sunt situații, cum este și aceasta pe care am ales-o astăzi, în care turnul este mai puternic decât nebunul, dar
în alte poziții nu poate câștiga jucătorul care are rege și turn contra rege și nebun. Deci răspunsul este depinde. Depinde de poziție, dar în cele mai multe cazuri, cel care are nebunul și regele se poate apăra, însă astăzi am ales o diagramă, o poziție specială, în care jucătorul care are turnul demonstrează că turnul este mai puternic, este mai prețios și va câștiga acest final. Arătați-ne! Bun, la mutare este albul. Poziția regelui advers a celui negru este pe G1, destul de dificilă. Este înspre colțul tablei. Pentru cunoscători, evident că este o poziție destul de rea a regelui advers. Și evident că albul fiind la mutare, deplasează regele pe G3 și creează o poziție de mat. Următoarea mutare va deplasa turnul pe D1 și regele negru va fi făcut șah și mat. Evident că mai creează o amenințare. Dacă regele ar ieși, regele negru ar ieși din opoziție și ar muta la F1, unde la următoarea mutare să-și creeze un câmp salvator, atunci urmează turn F4 și se obține un atac dublu asupra regelui și asupra nebunului. Iar din momentul în care, indiferent unde mută regele, din momentul în care se pierde nebunul, albul câștigă cu turn și rege foarte simplu. Dacă ar găsi negrul o altă variantă din această poziție și ar muta nebun C2 pentru a bloca mutarea turnului pe D1 și a da șah și mat regele advers, atunci din nou albul are o mutare foarte interesantă, turn C4, atac asupra nebunului și evident după plecarea acestuia, pentru a nu fi capturat, indiferent unde ar muta, rămâne din nou această posibilitate de a da șah și mat. Una dintre pozițiile în care turnul este superior nebunului. Domnule Toculeț, la strategie în alb și negru se uită și mulți avansați. Diagrama dumneavoastră pentru ei. Ce ne spuneți? Da, este o diagramă foarte frumoasă. Enunțul problemei este albul mută și dă mat în două mutări. Cred că nu este un lucru rău să analizăm în această diagramă toate procedeele. Nu ne spuneți mai mult, domnule Toculeț. Vă mulțumesc că ne-ați împărtășit din strategiile dumneavoastră în alb și negru. Și eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes în viitor, iar emisiunea Strategie în alb și negru să dăinuiască până o să ajungem noi bătrâni și de ce nu și la copiii noștri. Doamne ajută, așa să fie. Doamnelor, domnilor, aveți deci câteva zile la dispoziție să vă gândiți la diagrama de azi. Vă invit să ne trimiteți rezolvarea pe adresa noastră de e-mail shaharondrealitatea.net. Delia Aduca analizează cu mare atenție fiecare mesaj și, așa cum ne-a obișnuit, ne explică totul. Strategie în alb și negru a ajuns așadar la final. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, puneți-vă mintea la încercare. Emisiune oferită de compania Erbașul.